CSU Suceava s-a calificat în turul al doilea al Cupei României la handbal masculin, după ce s-a impus joi după amiază în deplasare cu scorul de 42-31 fața formației CSU Galați, care activează în eșalonul secund. Universitarii au arătat poftă de joc și așteaptă încrezători partida de campionat pe care o vor susține duminică la Alexandria începând cu ora 18. Adversarul pe care albalbaștrii îl vor întâlni pe data de 10 martie în următorul tur al Cupei României se va alege în urma duelului dintre CSM Gidia și Politehnica Iași.